După ce în urmă cu aproximativ o lună, ministrul transporturilor Răzvan Cuc a fost prezent pentru a verifica starea lucrărilor de pe DN73, lucrări care au început în urmă cu mulți ani și care nu s-au finalizat nici până în acest moment, astăzi a revenit pentru a vedea că drumul național 73 este la fel cum l-a lăsat. Prezent alături de ministrul Cuc a fost și prim-ministrul României, Viorica Dăncilă, care se află într-o vizită de lucru în județul Brașov. Aceasta a fost primită cu huiduiel de către oamenii nemulțumiți de guvernarea PSD. PSD! Ciumă roșie! Rușine doamna Dăncilă! E 4 lei kilogramul de carton, doamna Dăncilă! E 4 lei kilogramul de carton! Astea sunt promisiunile electorale! Asta ați reușit să faceți! Întrebate de jurnaliști de ce lumea este atât de revoltată și ce îi nemulțumește pe aceștia cu privire la guvernarea PSD, Dăncilă nu a avut nicio explicație. Din punctul dumneei de vedere, totul merge așa cum trebuie în România. E greu de spus, pentru că m-am dus în mijlocul lor, nu au ceva concret. Este modul lor de a înțelege că trebuie să se comporte, modul în care nu este vorba de noi. Pentru că ne-am obișnuit, nu ne este teamă. Primarul Râșnovului, Liviu Butnariu, a venit și el pe șantier, deși nu a fost invitat de mai mari țări. Am rămas surprins azi dimineața când am aflat că o să vină doamna prim-ministru, fără să fim anunțați cu o pleiadă de miniștri, dar na, ca o gazdă bună m-am dus să văd ce se întâmplă acolo, să văd cam care e mersul și chiar am stat puțin de vorbă și cu domnul ministru Cuc, ministrul transporturilor, să vedem ce se întâmplă cu DN73, că este o întreagă nebunie. La plecare, protestatarii au condus-o pe Viorica Dăncilă cu huiduieli. Dați-mi oamenii cei mai sărați, doamna Dăncilă! Plecați acasă de la Telorban cu voi! Ia uite-o situație! Nu mă dați-mi, doamna!